Dar în prima zi a săptămânii, dimineața, foarte devreme, ele au venit la mormânt, aducând mirezmele pe care le pregătiseră. Au găsit rostogolită piatra de la intrarea mormântului, iar când au intrat, n-au găsit trupul Domnului Isus. În timp ce erau nedumerite de acest lucru, iată că doi bărbați în haine strălucitoare au stat lângă ele. Îngrozite, ele și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: „De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a fost înviat. Amintiți-vă ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie predat în mâinile păcătoșilor și să fie răstignit, iar a treia zi să învie.” Și ele și-au amintit cuvintele lui. Când s-au întors de la mormânt, i-au anunțat toate aceste lucruri pe cei 11 și pe toți ceilalți. Cele care le-au spus apostolilor aceste lucruri erau Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Însă cuvintele acestea li s-au părut basme și nu le-au crezut pe femei. Petru însă s-a ridicat și a alergat la mormânt. Când s-a aplecat să se uite înăuntru, a văzut doar fâșiile de pânză. Apoi a plecat acasă, uimit de ce s-a întâmplat. În aceeași zi, iată că doi dintre ei se duceau spre un sat numit Emaus, care era la o distanță de 60 de stadii de Ierusalim. Aceștia discutau unul cu altul despre toate lucrurile care se întâmplaseră. În timp ce ei discutau și se întrebau, Iisus însuși s-a apropiat și mergea alături de ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L recunoască. El i-a întrebat: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi mergând?” Ei s-au oprit mohorâți, iar unul dintre ei, pe nume Cleopa, răspunzând, i-a zis: „Tu ești singurul străin în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea?” El i-a întrebat: „Ce anume?” Ei i-au răspuns: „Cele privitoare la Isus din Nazaret, care era un profet puternic în faptă și în cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. Și cum conducătorii preoților și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit. Noi însă speram că El este Cel ce urma să-L răscumpere pe Israel.” Da, și pe lângă toate acestea, iată că aceasta este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Mai mult, niște femei de ale noastre ne-au lăsat înmărmuriți. Ele au fost dis de dimineață la mormânt și nu i-au mai găsit trupul. Când au venit, ne-au spus că au avut o viziune cu îngeri care le-au spus că El trăiește. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit exact așa cum au spus femeile, dar pe El nu l-au văzut. El le-a zis: „O, nesăbuiți și înceți la inimă mai sunteți când este vorba să credeți tot ce au spus profeții. Nu trebuia oare să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Lui?” Și, începând de la Moise și de la toți profeții, le-a interpretat ce era scris cu privire la el în toate scripturile. Când s-au apropiat de satul în care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el zicând: „Rămâi cu noi, pentru că este spre seară și ziua este deja pe sfârșite.” Astfel, el a intrat să rămână cu ei. În timp ce ședea la masă cu ei, a luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Ei și-au zis unul altuia: Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum, când ne deschidea Scripturile? Și s-au ridicat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. Ei i-au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, adunați la oaltă, și zicând că, într-adevăr, Domnul a înviat și i s-a arătat lui Simon. Și le-au istorisit ce s-a întâmplat pe drum și cum li s-a făcut cunoscut la frângerea pâinii,